Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, avem un subiect greu pentru astăzi. Începem cu alegerile de duminică, alegeri pentru a se decide cine vor conduce, cine sunt primarii, ce vor conduce orașele românești în următorii ani. Am o veste bună, faptul că meritocrația are un reprezentant la alegerile pentru primăria Bucureștiului este un lucru deosebit. Cătălin Berenghi, mulți dintre voi știți deja, este membru al meritocrației și candidat, și nu orice candidat, pentru că în urma unui sondaj făcut zilele trecute la cererea lui Nicușor Dan, candidat la primăria Capitalei și el, au fost date publicității rezultatele acestui sondaj, potrivit căreia Gabriela Firea are 34% din intenția la vot. Nicușor Dan, cel ce a și cerut și a plătit sondajul, este desigur pe locul 2 cu 16%, Cătălin Predoiu de la PNL 11%, după care urmează Robert Turcescu și Cătălin Berenghi cu aproximativ 5%. Asta înseamnă că meritocratul nostru este acolo la bătaie cu greii, adică cu Gabriela Firea, reprezentantea mafiei PSD-iste, cea mai mare și puternică mafie din România, cu Nicușor Dan, atenție, omul în care George Soros bagă milioane și milioane de euro, doar îl vede primar, doar își vede realiza și acest vis de a avea nu doar primul ministru al țării, ci de a avea și primarul Bucureștiului. Sigur că da, asta în ideea că în viitor Nicușor Dan va candida la președinție din partea lui George Soros. Cătălin Predoiu, PNL, care jenant 11% pentru un partid ca PNL, dar nu surprinzător. După care, iată, vine Robert Turcescu, lefegiul lui Traian Băsescu, la egalitate cu reprezentantul meritocrației Cătălin Berenghi. Și asta, atențiune, fără să fi băgat în funcțiune aparatul de propagandă al meritocrației. Pentru că de astăzi băgăm la greu. Îngreșăm porcul în ajun, vom face reclamă, vom promova candidatul meritocrației și vom vedea ce vom obține. Vom avea o imagine sugestivă a ceea ce înseamnă forța meritocrației în București. Din punctul meu de vedere, un procent de sub 10% pentru Cătălin Berenghi va însemna că noi meritocrații suntem vraiște, suntem varză. Nu avem cum să luăm sub Robert Turcescu, lefegiul lui Băsescu. Dragii mei, nu pot să cred că există atâția bucureșteni imbecili încât să voteze de preferat pe Turcescu și pe Băsescu în loc să voteze meritocrația și Cătălin Berenghi. Nu pot să cred că ar putea să se întâmple ca maimuțoiul acela de Daniel Barbu din partea lui Tăricianu să ia mai multe voturi decât noi, meritocrații. Sigur că da, greu să te pui cu Firea, cu PSD-ul, cu PNL-ul și cu George Soros. N-am pretenția să-i depășim pe ăștia trei. Dar Cătălin al nostru, românașul nostru, trebuie să iasă măcar pe locul 4. După mafioți, trebuie să fim următorii. Sigur că dacă vom obține mai mult decât vreunul din acești trei candidați, Firea, Predoiu și Nicușor Dan, va însemna că suntem chiar o forță. Și atunci, vreau să vă spun că abia atunci voi deveni optimist cu privire la succesul în viitor al meritocrației. Dar ce vreau să vă spun? Dragi meritocrați, dragi simpatizanți ai meritocrației, puneți-vă în mișcare toată puterea de convingere, vorbiți cu neamurile, cu prietenii, cu cunoștințe, cu tot ce aveți în București. Voi, românii din diaspora, care aveți neamuri, cunoștințe, prieteni în București, telefonați și presați să meargă să-l voteze pe Cătălin Berenghi. Să dovedim că meritocrația e o forță. Este marea mea rugăminte pentru voi, meritocrații. Nu v-am rugat eu prea multe, dar acum vă spun că e important. Pentru că vom avea o imagine clară asupra potențialului de succes al meritocrației. Putem vedea ce reprezentăm noi meritocrații astăzi în București. Dacă vom obține un rezultat foarte bun, va fi o rampă de lansare extraordinară pentru toată țara. Și vom putea
să ne gândim la planuri viitoare mărețe. Dacă reprezentantul nostru va obține un procent de sub 5%, înseamnă că nu reprezentăm nimic și pierdem vremea de pomană. Și înseamnă că și eu e mai bine să mă duc acasă, să-mi văd de ale mele, să-mi văd de mimozele mele, de orhidee, de morcov și de castraveți. Deci, dragii mei, la vot, nu numai să mergeți să votați, voi meritocrații, primar la București, pe Cătălin Berenghi, ci să încercați să-i convingeți pe toți cei din jurul vostru de necesitatea de a vota Cătălin Berenghi, meritocrația pentru București.